Au început filmările la Visuri la Cheie, iar cele mai în măsură să ne spună câteva secrete din culise sunt Cristina Joia, că doar este joia astăzi, nu? Și Laura Boghiu. Ciucă, de ce stai ca pe alce? Bine, Laura? Îți place de ea? Fii sincer cu mine, până că nu ne aud. Vin imediat. Îți place de Laura? E visul tău? Stai cu vezi. Ai văzut pe Instagram, ce? Hai cu mine să-l aștept. Te-ai uitat la... Fii atent, jură tu că spui adevărul și doar adevărul. Astăzi, toată ziua la serviciu, te-ai uitat la pozele ei din vacanță? Da, eu am luat pozele din vacanță. Nu din vacanță, eu am luat pozele de pe Instagram pentru... Pentru montaj. Și cât te-ai uitat la ele? Mă rog, m-am mai uitat și înainte să mi le ceară. Fetele frumoase de la Visuri la Cheie, Cristina Joia și Laura Boghiu! Ciucă, Ciucă, Laura. Mi-a zis Ciucă că te-a văzut și un costum de baie. Unde? Pe Instagram. Laura, Ciucă, unde? Pe Instagram. Haideți mai aproape, fetelor. Vrei să stai tu aici? Haide, stai aici. Haide. Ciucă, îmi pare rău. Asta este. Cristina, îmi cer scuze, dar știi că așa e cu oamenii nou sosiți. Da, te rog, da, își găsesc tot felul de fani, mai ales că Ciucă a aflat că ea e singură. Nu. Și data trecută am menționat că nu sunt măritată, nu că nu sunt combinată. Da, dar el nu vrea să audă realitatea asta, adică noi tot încercăm, mai, poate mai aflăm. El oricum trăiește în lumea lui, Ciucă, să știi că e cel mai mare fan al tău. Mă bucur. Deci construiește casa acum, îți faci mă casă? V-ați întâlnit în lift, în club? Nu în lift, în club. În club și? V-ați recunoscut reciproc? Și atât. Ia pe mine. Te-a recunoscut? Da, bravo, mă, Ciucă, mă, iartă-mă. Fetelor, bine ați venit la emisiune. Ce faceți? Cum merge treaba la Visuri la Cheie? Super, eu sunt foarte încântată. Pentru că tine, pentru tine e primul sezon. Exact. Și experiența asta îți place? E apăsătoare? Uneori pentru că întâlnesc tot felul de familii care simți că fără aceste implicări ale celor de la Visuri la Cheie poate n-ar avea o șansă faină la viață. Da, dar e o satisfacție pe care o avem noi din echipă în momentul în care vedem cât de mult se bucură când văd finalul casei. Și cred că asta contează cel mai mult. Exact. Cum a fost experiența asta față de anul trecut, Cristina? Păi sunt foarte fericită. Atmosfera e... E o energie mai pozitivă cumva, pentru că suntem... Eu și Alina am rămas băbuțele. Grupul e mai tânăr. Și... glumim, râdem, ne ajutăm reciproc. Adică este, efectiv, avem sentimentul că suntem o echipă. Voi v-ați cunoscut prima dată la emisiunea Visuri la Cheie, da, nu? Da, și am înțeles că ați devenit prietene și în viața de zi cu zi. Da, da. Ciucă, ți-a zis, mă, că trebuie să te duci operator la Visuri la Cheie? N-ai ascultat, asta e. Acum vreau să vorbim un pic despre dietă, despre Visuri la Cheie o să vorbim la timpul potrivit, când o să apară, dar am înțeles că tu ții o dietă anume. Tu, Cristina? Eu? Sau tu, Laura? Eu? Care e aia cu colagenul? Ce care eu, mănâncă și sau bea colagen? Deci, stați un pic de unde aveți informația. Avem toată fișa ta medicală. Da. E adevărat că ai băut colagen? Da. Ai aflat mai devreme ce a zis doctorul Mihail? Ce? Că nu e... Am rămas pe doctorul Mihail, știi pe doctorul Mihail? Cred că știu, ce poate. Ce mai e? Deci, face ravagii pe Instagram. Stați un pic care legătură. Din cauza vârstei, așa, nu țin minte numele, doar fețele. Deci și aici, simpatic, cu fel așa de Dr. House. Aici ajungem la colagen. Deci nu-l iau, deci nu e o dietă. Pentru articulații. Este pentru articulații, pentru că am început de am început de osteoporoză. Da, fii atent, doctorul cum acum... Cum te-ați aflat asta? Deci, doctorul acum, fără nicio chestie, doctorul Mihail a venit aici și omul distruge mituri și a spus că colagenul ăsta pe care tu îl bei nu face altceva decât să fie pur și simplu digerat și la revedere aruncat, adică nu ajută atât de mult, că e pur și simplu doar aliment. E foarte dulce asta, poți zic, are glucoză. M-am ales cu 2 kg în plus, apropo de dietă. Atunci trebuie să renunți la el. Nu, eu nu vreau să spun asta, dar că... doctorul Mihail, care distruge mituri, a spus că acest colagen și colagenul din cremele de față sunt, de fapt, nu, niște prostii. Pentru că, păi nu, ăla de creme de față, că nu-ți intră colagenul ăsta în față și că, de fapt, e o prostie, dai banii degeaba. Și că, și că tu când bei colagenul ăsta, se duce în stomac, îl digeri, ca și cum ai băut un suc. Ca și suplimentele, toate astea, spirulina. Păi de-aia nu mi-amintesc eu numele. Am luat și spirulina. Dacă spirulina e mai doctorez. Bună decât colagenul. Colagenul ce-i... Acum l-am cumpărat. Dacă, îl mai iau o lună și gata. Dacă tot te luam, e bine să-l iau. Dar am înțeles că muncit atât de mult la Visuri la Cheie încât familia, gata, pleacă singură în vacanță.
La tine nu, că te așteaptă, Laura. Așa e la început. Stai liniștită. Zine, Cristina. Ideea este că și anul trecut, în timp ce eu eram pe șantier și le făceam poze cu un cățel, cu o lavabilă, cu ceva, îmi trimiteau poze de pe plajă, cu un cocktail, cu filmul meu, îmi făcea filmulețe cum se aruncă el, cum plonjează, și anul ăsta o să se întâmple la fel. Dar e un lucru pe care, sincer, mi l-am asumat și apropo de cum ți se schimbă perspectiva. Nu sunt nefericită că nu am vacanță, că e o chestie pe care o știam de anul trecut. Și vom pleca în iarnă împreună. În asta iarnă. E, nu. Dar măcar se ducă ei, adică cine ține pozele, acasă. Stai aici, nu, astea sunt pozele cu cine? Cu soțul? Nu, pozele pe care ți le trimiteau ei din vacanță. Da. Ați sărbătorit de curând câți ani de căsnicie? 12. 12 ani. Iulica, bagă ceva pentru 12 ani de căsnicie, dacă bagi de la Metallica, da, o să-ți da, sunt fan Metallica, dar și asta știți? Pe 14 august, indiferent ce ai avea ziua aia, te joci la concert Metallica? Da. Ai văzut, mă. Iulica, bagă Metallica pentru doamna arhitect. Lasă că până pe 14 august se aude piesa asta. Avem o problemă la YouTube. Da. Da. Iulica, pe Metallica n-ai dansat tu la nunta ta? Nu, serios, Dansul Mirilor, păi a fost pe... Iulica e fan Metallica și Nothing Else Matters, nu? Da. Sau nu? Da, ne place. Perfect, da. Ne place Metallica. Da. Iulica, ești rocker, bravo. Dă-i și... Ia uzi. Cum simți acum? Cumva. Altă viață? Asta e, mă. Perfect. Mulțumesc. Iulica, atât că atât a plătit. Da. Mulțumim mult de tot. Laura, ție ce muzică îți place? Cam orice. Ciucă, iar ești, mă, pe nu pozele ei, aici în fața ta, uite-te la ea. E poate doar pe Instagram, treabă. Se uite, e cel mai mare stalker al tău. Nu știu ce să zic. Crede-mă. Îți știe toate pozele și fiecare lucru pe care îl faci. Să știi că noi suntem mai haioși la emisiune, să nu te sperii de noi. E ok, ok. Te-am simțit un pic așa, timorat acum, nu? Și oricum să știi că Ciucă e inofensiv. Asta l-a sunat bine? Adică eu am avut un moment aici când a venit Paula Chirila, actriță, și la un moment dat a zis Ciucă, pac, trebuie să se pupe, Ciucă s-a roșit, a și plecat. Deci nu, nimic. E bine atunci. Când a venit Bârlădeanu a doua zi, nu mai pus să fac asta. Cum? Când a venit Bârlădeanu a doua zi, nu mai pus să fac asta. Nu, când a venit Monica Bârlădeanu, te-a luat aici și iar te roșisei. Hai, lasă curajul ăsta al tău. Fetelor, și pentru tine vacanța? Încă nu este programată, din păcate. Din cauza... sau... Datorită, să datorită, zicem, că e un lucru bun, nu? Exact. Încă nu știu programul pe o perioadă mai lungă și deocamdată nimic programat. Laura, am vrea să te cunoaștem puțin mai bine. În afară de arhitectură, ce pasiuni mai ai? Călătoritul. Călătoritul. Știu că din salariul tău nu cred că merge. Nu, că nu vrea la Predeal. Nu vrea la Predeal. Dar unde? Care, uite, fii atent. Care a fost cel mai spectaculos loc pe care l-ai văzut? Au fost mai multe. Unele, din primele trei așa, cele mai spectaculoase care ți-au plăcut. Bali. Știu că vindeți mașina. New York. New York și apartament. Tu nu trebuia să ții cu mine? Și Hong Kong. Și Hong Kong, deja ai credit. La revedere. Lasă, Ciucă. E ce? Ok. Păi tu ai auzit, mă? Bali, New York. Da. Și? Hong Kong. Îți dai seama că nu mai vrea să meargă acolo, că deja a fost. Exact, se vrea la Sinaia și la Periș aici, că e mai aproape. Te-am întrebat de pasiunile tale, pentru că așa ajungem la colega ta de la Visuri la Cheie. Mai am o pasiune, da. Cafeaua. Ca Ciucă, mine. Cafea. Da, noi arhitecții oricum suntem băutori de cafea. Da. Uite-te în ochii mei, e adevărat că vrei să-ți deschizi o cafenea? Nu este a mea personală, este a celei mai bune prietene. Da, e adevărat, nu? Este adevărat, da. Și vom avea deschiderea joi. Joi? Astăzi. Astăzi. La ora 19. Perfect. Super. Mergi direct acolo? Fii atentă. Mă duc să... Când vii data viitoare, îți aduc o cafea pe care am primit-o. Noi aici de suntem unde? Cu primitul. Din Indonezia, cafea de cu maimuță. Da. Nu creier, dar oricum știu. Mă rog, da. Ce zici? Abia aștept. Așa rămâne. Îți mulțumesc. Am o bucătărie de zugrăvit în schimb. Îți recomand eu o echipă. Da. Visul la Cheie. În plus, Laura nu-i zugrav. Exact. Te rog. Exact, pe de-aia recomand o echipă. Cristina, joia, oameni buni, să știți că este
pe lângă faptul că este o foarte talentată arhitectă, este și designer, nu sunt arhitect, din respect pentru arhitect, eu nu sunt arhitect. Bine, ne-am făcut de râs la televizor. Deci, Cristina Joia, pe lângă faptul că este o foarte talentată designeriță, da, este în același timp și o foarte talentată pictoriță. Pictoriță. Ba, asta pot să spun, am un tablou de la tine și o să-ți fac poză, să vezi că, că îl pun în casă și... și știu că, că sincer, îl apreciez, pentru că știu că ești foarte talentată și că ești pasionată de treaba asta. Mai ai timp de pictură? Noaptea. Noaptea? Noaptea. Deci după 11-12 pictez, că n-am în timpul zilei, sună telefoanele. Tu singură într-o mansardă? N-am mansardă, dar am... Doar cu o lumină așa pe șevalet? Da. Și în rest? Nu, mai multe lumini că trebuie să văd ce fac. Ciucă, să ne oprim, că știi că... Ciucă, fii atent. Da. Există o asemănare totuși între tine și Cristina Joia. Nu cafeaua. Tu ești veșnic îndrăgostit, iar Cristina Joia are un băiat de 8 ani care și el e îndrăgostit. E adevărat? Da. Sper să nu se uite la televizor, că mă omoară. E adevărat că și apară la telefonul ca să nu-i găsești mesajele? Este adevărat. Chiar în dimineața asta. Bravo! Cum îl cheamă? Andrei. Andrei, bravo! Sunt fanul tău! Exact! Parolează telefonul ca să nu intre părinții. I-am cerut parola și mi-a zis, da, de asta am parolat-o. Corect! Și nu ți-am mai zis creier? Câteodată când îl întreb pe fiul meu ceva, îmi zice ceva de asta, parolat-o, creier? Așa că asta e. Fetelor, sunteți foarte drăguțe și să știți că vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim. Ne simțim bine de fiecare dată. Mă bucur. Sunt o gazdă plăcută, nu-i așa, Laura? Da, ești. Sper că iubitul tău n-are vreo firmă de pază, ceva, că să ne rupă picioarele. El înțelege că noi suntem haioși aici, glumim, adică... Uite, deci tu râde lumea, stand-up. Are încredere. De cât timp? 3 ani. Dragoste la prima vedere? Să zicem. Arhitect? Nu. Nu e în domeniu. Dar în ce domeniu? Secret. Cum e și el. E secret? Da. Ciuca asta cu secretul e mister.